găsit la știrile din sport. Sute de karatiști se vor întrece la Reghin în perioada 15-17 mai. Sala sporturilor din Parcul Tineretului va găzdui campionatul național de karate Shotokan și, în paralel, pentru prima oară în municipiu, se organizează campionatul național de karate pentru persoane cu dizabilități. Pentru prima oară se organizează un campionat național de karate pentru persoane cu dizabilități. Acesta va fi găzduit de Sala Sporturilor din Parcul Tineretului din Reghin în perioada 15-17 mai 2015. Premiza acestui campionat național stă în experiența celor 26 de ediții a premiilor Master Karate Do organizate de Clubul de Karate din Reghin. Deci, având problema asta lor cu vederea, deci o problemă, un deficit, o dezabilitate, exact cum se și numește campionatul, eu văd niște oameni foarte puternici, deci să faci arte marțiale, să nu vezi sau să parțial să nu vezi, mi se pare un lucru ieșit din comun. Deci au o putere de caracter, o ambiție, vedeți că în ziua de astăzi sunt oameni care nu vor să facă sport. Fiind o competiție mai specială, are și reguli mai deosebite. Una dintre probe constă într-un duo demonstrativ pentru persoane cu dizabilități de vedere, care vor fi însoțite de un ajutant. Partenerul, ajutantul care are vederea bună, trebuie să atace, în timp ce persoana nevăzătoare trebuie să se apere. Iar mai este o probă tot pentru această grupă de oameni care nu văd, orbi, cum se zice. Este un fel de kata. Kata reprezintă o luptă imaginară cu mai mulți adversari imaginari. Am înțeles. Deci se face această probă pe muzică și folosesc, deci, o perioadă de, să zic, între 80-120 de secunde și fac această luptă cu arme. Deci arme. Arme fiind cuțit, o tonfă, sabie, nunceag. Acești sportivi nevăzători vor mai participa și la alte trei probe, pe care organizatorii nu au dorit să le facă încă publice. Tot în perioada 15-17 mai sunt așteptate la Reghin aproape 300 de persoane, sportivi și însoțitori, iubitori ai acestui sport, a adăugat sensei Ioan Boga de la Clubul Master Karate Do. Acestea vor lua parte la spectacolul sportiv pregătit pentru Campionatul Național de Karate Shotokan, copii, mini-cadeți, cadeți, juniori, under 21 și seniori.